Bună dimineața, domnul Balaș. Bună dimineața. Bună dimineața. O seară dezamăgitoare, care să folosesc așa și din simpatie pentru dumneavoastră și pentru CFR și pentru faptul că suntem români, să folosesc un cuvânt moale. Dar nu știu, avem în lot mulți jucători străini, apropo de faptul că suntem români, vorbim de echipă din România, au jucat două echipe potate din punct de vedere valorii mult, mult, mult diferit. Bineînțeles că lumea o să vină și o să spună: păi domnule, și ei au două picioare, și ei sunt oameni, și ei ca și voi, sau și voi ca și ei vă pregătiți. Este adevărat. Dar și vărul meu are voce senzațională, cântă la operă, dar la spectacolul lui nu vin atâția spectatori ca la cum veneau la Pavarotti sau la Sido Domingo. Nu, lumea ar spune, domnul Balaș, și altceva, că a jucat 80 de minute cu om în plus. Asta ar fi trebuit să conteze măcar puțin. Păi și de ce am jucat cu om? De ce am jucat cu om în plus? A căzut din cer eliminarea asta. Cine a provocat-o? Nu noi suntem cei care am provocat. Au avut cea mai mare ocazie a lor, lăsând la o parte execuția de excepția lui Immobile, care aici a fost supărarea mea, că cea mai mare, că puteam ușor să evităm golul în ultima fază de joc din prelungiri. Ușor putea să fie evitat și când spun asta mă refer aducându-mi minte la cât de mult și ce perfecționist este Dan Petrescu la antrenamente și cum pregătește asemenea momente. Și din acest punct de vedere sunt dezamăgit, pentru că puteam foarte, foarte, foarte ușor să evităm golul. Deci cu excepția golului, ce ocazie au avut ei, spuneți-mi? Păi, au avut Milinković șutul acela când a respins cu fet cu piciorul de. Exact, când a greșit a fost o minge Muhar, da? Iar după aceea în 10 oameni, în a doua repriză au mai avut două șuturi bune, chiar Milinković a avut a avut un șut de la 14 metri, dar problema nu e neapărat de Lazio. Problema este că nu am avut noi nicio ocazie. Sunt de acord. Dar atenție mare, am jucat împotriva lui Lazio, ei din punct de vedere defensiv. Ei au jucat la fel ca ar fi jucat în 11 oameni sau 10, în poartă ar fi avut în continuare portar, linia de fund, la mijloc ar fi stat la fel. Din punct de vedere ofensiv, da, nu au mai avut aceeași, să spunem, intensitate, nu au mai fost la fel de periculoși. Și nu au avut ocazii. Ei spuneau după meci, chiar și în 10 oameni, pentru că li s-a mai întâmplat să face 10 oameni, nu s-a întâmplat niciodată până acum să aibă atât de puține ocazii. Cine spuneau lațialii? Cine spuneau asta, lațialii după meci? Oamenii de acolo. Așa. Oameni care sunt suporteri apropiați a echipei. Nu s-a întâmplat niciodată. Păi ocazia, eliminarea aceea, a fost provocată și hai să facem un exercițiu de imaginație. Dacă Krasnici nu a fi fost faultat, scăpa singur cu portarul, că era în preajma suprafei, intra în suprafața de pedeapsă. Domnul Avaz, dacă a fost mare arbitru, ați fi dat roșu? Probabil era gol sau nu, dar dacă n-ar fi fost gol, spuneam că era cea mai mare ocazie a meciului, lucrând 11 la 11 în acel moment. Bun, și după aia ce s-a întâmplat? Real Madrid sau Barcelona? Domnul Balaș, tuturor ne este ciudă că din minutul 15 am jucat cu om în plus, chiar dacă împotriva lui Lazio, care bineînțeles e o echipă puternică, și acest avantaj care noi ni l-am creat prin cursa superbă a lui Krasnici, de mare fotbalist, n-am fost în stare nici măcar o secundă. Aici e frustrarea și supărarea noastră ca suporteri, că până la urmă despre asta și eu sunt supărat. Discutăm și n-am reușit, domnul Balaș, n-am reușit măcar să dăm senzația că putem să fructificăm acest uriaș avantaj. Da, te rog, președinte. Căutăm în continuu, da, așa este, și noi avem această supărare, dar, repet, am jucat împotriva unei echipe care și din punct de vedere defensiv, chiar și în 10 oameni, joacă mult mai bine decât orice altă echipă din campionatul românesc.
Unde nici acolo nu prea marchează CFR-ul, domnul Balaș. Unde nici acolo nu prea marchează CFR-ul, așa este. Și atunci, nu știu unde sunt... Adică și noi suntem frustrați și noi încercăm să găsim soluții. Am pierdut golgheterul, am introdus în linia ofensivă jucători mult mai tineri decât erau înainte, 19, 21, 23 de ani. Asta este vârsta celor care au evoluat în prima parte a jocului. Și de aici și frustrarea mea, adică eu vă înțeleg, să ne înțelegem, nu, adică nu mi se pare nimic anormal să aveți sentimentul acesta, pentru că așa mă încearcă și pe mine. Acea supărare aveam și după meci și m-am trezit și supărat că chiar purtam discuție, am văzut interpretarea unei publicații că am fi avut discuții aprinse cu Varga, nu știu, adică s-a depășit mult prea mult, adică depășim, încercăm să destabilizăm, avem păreri, opinia unora care habar nu am, că în acel moment eu m-am la domnul Varga la finalul meciului și aveam aceeași supărare pentru că simțeam că puteam mai mult. Mi-a fost ciudă, în mod special de modul care am luat golul și domnul Varga era cel care mă încuraja. Ei să spui că am avut discuții aprinse, este total de... este o... nu știu, am vie să folosesc chiar un cuvânt jenant și nu mă caracterizează, mă abțin. Adică mai pe românește, apropo, ce a scris, că noi cităm sursa, nu avem nicio problemă, alții nu ne citează, da? Ceea ce din când în când e chiar și cazul Gazetei Sporturilor, care unor nu citează, așa. Ce e de la Gazeta Sporturilor, colegii noștri au scris astăzi dimineață că domnul Varga la finalul meciului, mă rog, prevalându-se de niște poze pe care le-au făcut, că mă gândesc că nu era nimeni acolo cu dumneavoastră, v-ar fi certat, din ce înțeleg de la dumneavoastră, glumind puțin, dumneavoastră l-aș certa pe domnul Varga. Deci ceva adevărat tot e. Nu l-am certat pe Varga, nu. Eu m-am dus la el. În primul rând am dat anumite persoane pe care le-am cunoscut într-o anumită perioadă a mea în care lucram la București și mi s-a părut de bun simț să salut și eram supărat, eram trist și am purtat un scurt dialog cu domnul Varga în care și eu simțeam că puteam mai mult și să profităm de faptul că am jucat cu un om în plus și cel mai supărat a fost pentru modul în care s-a primit gol, care putea să ușor evitat și în momentul acela domnul Varga mă încuraja pe mine. Ce v-a spus, adică? Știți, este bine, avem șanse în continuare, vine meciul retur, că s-ar fi terminat 0-0 sau am pierdut cu 1-0, tot suntem sau eram obligat să dăm gol la Cluj.